bună ziua și bine ați venit! Mă bucur mult de tot. Țineți minte, oameni buni, când am zis la televizor că dacă aveți animale de companie să ne căutați, pentru că asta e emisiunea dumneavoastră. Iată, ieri am avut 2 dulei, astăzi avem 2 rațe. Aici e Clotilde. Da. Bună, Clotilde, și el e Nicușor. Nicușor. Haideți să luăm un loc pe canapea. Sigur. Și să vă luați fiecare animalul de companie. Nu vrei să-l iei? Să vezi că nu-l mai prins acum. Păi nu e al tău? Ba, da. A, dar trebuie să știi cum să-l iei, nu? Sorine, hai tate, povestește-ne un pic. Stai aici lângă mine, Ioana. Stai undeva aici, haide să povestim un pic. Deci voi ați văzut când am anunțat noi la emisiune, poți să-l lași pe masă dacă se simte bine, lasă-l să stea. Deci voi ați văzut când am anunțat la emisiune că dacă aveți animale de companie, să le aduceți la noi. Pedalează, face bicicletă, de aia mișcare. Dă-i de picioare, dă-i mișcă. Perfect, mișcă. Bun, ia uite ce poziție, e o poziție comodă, da? Așa, bravo, așa, tată. Deci voi ați văzut când am anunțat la emisiune, nu? Că așteptăm animalele de companie și voi aveți 2 animale de companie, da. Un pic inedite. Sunt un pic mai speciale. Da, un pic mai speciale. Voi stați în București, nu? Da. Perfect. Ioana, cum le-ai dat tu numele celor 2 animale? Păi, când era mic, i-am luat și era micuț și așa, m-am uitat la fața lui și pur și simplu mi-a inspirat numele ăsta. Ce anume? Nicușor. Deci te-ai uitat la el și ai spus, ăsta e Nicușor. Da. Și pe la ea, apoi, cum a venit? Aici a venit tata cu ideea sau cum s-a întâmplat? Da, am zis să găsim un nume care să se potrivească, să fie din aceeași poveste. Și ne-a venit numele de Clotilde. Clotilde. Bravo, tată, asta e. Au legătură și pe partea asta politică? Nu, pur și simplu ne-a... Așa ne-a a inspirat. A fost o glumiță, da. Și așa a rămas. Așa a rămas. Bravo. Deci stai un pic să spunem în felul următor. Deci tu ți-ai dorit practic un animal de companie. Da. Iar ai tăi n-au fost de acord. Am avut mai multe animale între timp, da. Însă după ce le-am avut și așa, am zis, ne-am hotărât că nu mai vrem să mai avem animale. Până într-o zi când am tot văzut pe TikTok și așa, rațe, persoane care aveau rațe în afară, în alte străinătate. Țări, în străinătate, da. Și... Deci de la TikTok vi s-a atras. Da. Și mi-a venit ideea că ce-ar fi dacă ne-am luat 2 rațe. Inițial era vorba de una, dar am zis că dacă va fi o singură rață sau rățoi, se va plictisi. Implicit ne-am gândit să luăm totuși, să-i luăm și o pereche. Și da, în felul ăsta deci am ajuns să... A venit să... fata la dumneavoastră și a zis, tată, vreau să-mi iau o rață. Da. Și ce? Nu s-a părut așa că, domne, rață? Nu, am mai avut diverse animale inedite de-a lungul timpului. Am avut arici, am avut iepure. Și... Deci nu era nimic excentric. Nu, rața e chiar varianta mai cu minte. Vă întreb ceva, dar fiți sincer cu mine, nu fac multă mizerie? Foarte multă mizerie. Păi și nu e greu de întreținut? Foarte greu de întreținut. Dacă știam de la început, ne gândeam mai serios la problema asta. Dar acum, odată ce le-am luat, suntem topiți după ele. Sunteți atașați de ele, nu? Da, vor trăi până la adânci bătrâneți. Încă au și avut unele mici probleme de sănătate. A trebuit să ne ocupăm. Nu știu dacă ați auzit până acum rață care să facă aerosol. Nu, deci să nu cadă, de asta zic. Deci care a făcut aerosol? Ea. Clotilde? Da. Păi ce a pățit? A căpătat o infecție. Și a făcut aerosol? Da. Păi și ținea masca aia? Nu, a trebuit să o băgăm într-o cutie, într-o mare cutie de carton, și în care în interiorul ei să tragem firul de la nebulizator. Așa ne-au învățat medicii de la Facultatea de Medicină Veterinară. Foarte pentru că, sincer să vă spunem, bine, și el a avut o problemă cu un degețel de la picior și de fiecare dată când am avut nevoie să-i tratăm, cabinetele obișnuite ne refuzau deoarece ei se pricep la câini, la pisici, animale din astea, să zicem, obișnuite. Aceste rațe domestice sunt considerate animale exotice. Și vreau să vă întreb ceva, fac și ouă? Da. Deci... Ea zilnic, pe perioada caldă, face câte un ou ușor. Și da. Le serviți, nu? Da, cum sunt? Sunt perfect comestibile. Mai eco de atât nu se poate. De asta zic că știi cum sunt reținute de dumneavoastră, știți exact. Normal, mănâncă doar deci, natural. Deci nu ai făcut aici, poți să faci TikTok-uri cu ele atunci? Nu, n-am făcut... Păi ce facem? Adică ai văzut pe TikTok și acum, nu? Câți ani ai?
Eu am 17 ani. 17 ani, mulți înainte. La școală colegii știu că ai două rațe ca animale da, de companie? Da, am fost la un moment dat și cu ei, am fost nevoit să merg la liceu, deoarece el a avut piciorușul rupt și având, într-o zi trebuia să mergem cu el la pansat. Și având rău de mașină, a trebuit să-l scoatem să ia puțin aer. Și eu trebuia să ajung la liceu în ziua respectivă și l-am scos puțin în fața liceului. Și au văzut colegii. Da, da, da. Și... a devenit mascota liceului. Dar tare de tot. Dar soția ce zice? E cea mai atașată de ele. Nu cred. Da. E și o fire foarte emotivă și e terminată. E de fiecare dată când au cea mai mică chestie, nu se simt bine, ea e cea care suferă cel mai mult. Acum poate să pun și niște întrebări tâmpite, dar nu știu cum. Animalele astea de companie le duceți și la spălat, la aranjat? La... nu se spală singuri. De cosmetizat, știi cum e? La coafor de câini, de pisici? Nu, e, nu, nici chiar așa. Nu, au în curte, le-am pus câte o albiuță cu apă, pentru da. Că a rațelor păi le place foarte mult apa. Iarna ni s-a spus că n-ar avea probleme cu... frigul, că ele nu răcesc și așa mai departe, dar având în vedere că ea, Cloti, a avut o infecție căpătată undeva prin noiembrie, pe la sfârșitul noiembrie, anul trecut, am încercat să nu ne mai riscăm să le ținem afară. Le-am amenajat un spațiu în garaj unde stau pe timp de iarnă. Începem să le băgăm cam sfârșitul noiembrie, începutul decembrie. Și le scoate și la plimbare? Păi, pe timp, ele stau în interior pe timpul nopții. Nu, dar prin parc, prin oraș, prin astea, adică... nu prea am ieșit cu ele. Deci când plecați în vacanță, cu cine le lăsați? Ne ajută vecinii. În special bunica lor, care locuiește vis-a-vis. Bunica onorifică. Da. Dar vreun câine le-a atacat sau s-a întâmplat vreodată? Nu, nu, nu. Deci, practic, n-au stârnit așa invidii sau răutăți. Nu, nu. Dar ce drăguțe sunt. Nu. Bine, sunt prieteni, vecini care când le văd se gândesc la varză, dar... se gândesc la varză, nu? Da. Da, 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 da. Nu se pune problema. Da. Ca să nu vă mai spun că soția, înainte să le avem, era fană a pulpelor de rață. Îi plăcea foarte mult nu să cred. Mănânce pulpă de rață. De când avem rațele, nu poate să mai mănânce. Deci nu mai e gata. Nu mai, s-a terminat cu pulpa de rață. Da. Eu, adică le-am, noi le-am spus telespectatorilor, domne, orice animal de companie ai, vină cu el la noi la emisiune, că ar fi păcat să nu-l facem vedetă, să-l cunoască o țară întreagă. Și iată că ieri am avut doi câini, iar astăzi avem două rațe, vedem ce o să se mai întâmple, eu știu, în zilele următoare. Și vreau să mai spun ceva, dragi telespectatori, sunteți cei mai tari, pentru că ce credeți, papagalul pe care l-am arătat ieri, papagalul prietenei noastre, Trulli îl cheamă, Livia Berceanu, a fost găsit. I-a dat cineva mesaj, l-a găsit într-o scară de bloc unde s-a adăpostit și l-au găsit. Incredibil. Avem niște telespectatori senzaționali. Senzațional. Bravo. Mulțumim super. Mult de tot. Mulțumim mult de tot. Dom'le, eu mă bucur mult de tot. Mie mi se părea când o vedeam pe Iulia Albu cu găina, că e excentrică, dar acum la două rațe apare, cum să zic, la grupa mică. Păi gândiți-vă că după standardele actuale sunt considerate animale exotice, cel puțin din punctul de vedere al cabinetelor veterinare. Cum e exotic, domnule? Am crescut de-astea la țară. Da, dar când au avut probleme de sănătate, n-am avut unde să le tratăm decât la Facultatea de Medicină Veterinară da. Și la un cabinet veterinar din Comuna Jilava. Vreau să vă întreb, e greu să le întreții? Adică să le cumpărați mâncare, ceva? Nu, 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 nu. E vorba, mănâncă o spărtură de cereale, uruială, îi se spune, și niște furaje care tot așa se găsesc la magazinele de... Super tare. Păi tu trebuie să spui contul de TikTok dacă tot ai venit la televizor, măcar al tău, că e păcat acum. Momentan nu am, dar trebuie să-mi fac. Păi... o să-mi fac. Adică tu te-ai uitat pe TikTok unde ai văzut rațele și acum ai zis că trebuie să faci și tu contul ăsta. Ești la liceu, mai urmează bacul, nu? Da, da. Așa, perfect. Atunci, multă baftă. Mulțumesc. Perfect. Mulțumim mult. Astăzi a făcut ou asta, Mica? Da. Opa, a făcut ou? Da. Bravo, foarte tare. Vă mulțumim mult de tot.
Vă mai așteptăm. Și oameni buni, vă încurajăm, dacă aveți animale de companie, să ne scrieți la măruța@romprotv.ro. Colegii mei, 24 din 24 de ore, sunt de la departamentul zootehnic prezenți pentru a vă aștepta aici la emisiune. Ea este Clotild și vă salută de la televiziunea Liberă Pro TV, iar el este nimeni altul decât prietenul nostru Nicușor. Salut, Nicușor! Salut! Dar ce cu minte! Salut, Nicușor! Și vă mai așteptăm la emisiune. Vă mulțumesc mult de tot, domnule. Și noi. Sărut mâna, mi-a părut bine. Dacă vrei să-i saluți pe colegii tăi de la școală, acum e momentul. Școala, care școală? Colegiul Național Spiru Hare din București. Liceul Spiru Hare din București. Salutări de la noi de la emisiune. Și salutări de la Ioana, da? Da. Perfect, vă mulțumesc mult de tot. Și noi. Numai bine, numai bine. Bă, bine, poți să iau cu mine un pic așa, să vă păi, stai da, un pic, nu, nu face nimic. Ea nu, chiar nu face nimic. Vino un pic cu mine să stăm aici, să prezentăm amândoi. Stai liniștită, stai liniștită. Țineți-o de aripi, țineți-o de aripi. Opa, gata. Iată, altfel stau lucrurile acum. Stai un pic să filmăm, băi, stai un pic să prezentăm amândoi. Tu ai văzut, uite, colega mea Gabi Marin a fost într-un loc de vis la Vama Buzăului. Tu ai fost la Vama Buzăului? Nici nu știi unde e. Păi hai că-ți explic eu. A ajutat la prepararea unei zacuști alături de doi oameni dragi. Ia uite, vine și bărbatul tău, stai gelos. Oamenii a preparat zacuscă. Deci el o caută, nu? Nicușor a venit după ea. Sigur, întotdeauna. Deci Nicușor nu poate să trăiască fără ea. Nu. Și ea fără el. E dragoste între rațe. Foarte frumos. Gata, a venit și el. Haide că te pun jos aici. Gata. Perfect, uite, să stea împreună. Când e dragoste, e dragoste, băi nene. Ia uite. A fost la Măruță, da, și acum prezintele despre zacușcă. Ah, da, ne-a plăcut, uite. Ne-a arătat la televizor. Cam asta vorbesc ele.